Neața, bine v-am găsit la ziua 2 de vlog. M-am ridicat din pat, bine, eu m-am trezit de vreme și am zis că dorm astăzi, dar n-am dormit. M-am pus în pat după, am ieșit afară dimineața, m-am pus în pat, dar n-am reușit să dorm. Și după ce a plecat, după câteva, well, nu chiar câteva ore, dar o oră jumate, cam așa, mi s-a terminat bateria la cameră în timp ce vorbeam, tipic andreiesc. Și am zis cât stă camera la încărcat să mă apuc să fac ceva prin casă, gen, și am curățat foarte bine baia și am strâns un pic pe la bucătărie. A venit și poșta între timp, am organizat niște scrisori și chestii de genul și după am venit aici înapoi la căldurică pentru că vreau să stau să mă și relaxez. Vreau să facem curat în sensul că noi am făcut oricum curat pe săptămâna asta, adică noi facem, știți că eu am obsesie așa, gen de curățenie, dar ideea e că săptămâna viitoare, astăzi e sâmbătă, 2 decembrie, vlogmas, sunt în extaz pentru că facem vlogmas, să vedem cum o să persiste energia mea, mai ales pe timpul săptămânii o să fie mai greu cu filmatul, dar o să încerc, așa, și săptămâna viitoare o să se întâmple toată chestia cu podelele. Așa că trebuie să facem niște schimbări în sensul că dormitorul, dacă o să fie făcut, o să se pună și aici în, mă rog, de barale și fonierele astea ce sunt, whatever, nu știu cum să le spun, dar noi depozităm aici, avem și ceva haine și avem și anumite chestii, în fine. Și vreau să începem să, și mai avem unul pe hol, pentru că și pe hol o să se întâmple chestia asta. Și vreau să, din seara asta, să ne apucăm să ducem din ele, adică să eliberăm puțin câte puțin, până când o să vină data să vină, să fim pregătite practic, pentru că v-am spus, este și jos în bucătărie, o să fie schimbare și pe scări, pe hol și aici. Și da, vrem să ne apucăm ușor, ușor și atunci să rămână ultima dată patul, dar asta o să se întâmple probabil cu vreo seară înainte sau ceva de genul. Așa că da, și eu aș fi vrut să dau astăzi cu aspiratorul. Bine, nu e neapărat necesar, dar asta e gen în rutina noastră, chiar dacă am mai dat acum câteva zile. Dar am zis că nu mă stresez acum, pentru că dacă o să scoatem toate chestiile astea de aici, n-am chef să stau să dau de două ori, sincer. Așa că o să vedem dacă scoatem astea în seara asta sau mâine dimineață și atunci, după ce am scos astea, o să dăm cu aspiratorul. Așa că da, până una alta, mă bag aici la căldurică și cred că o să mă pun să mă uit la un serial ceva. Vreau să mă și, cum să spun eu, vreau să mă și relaxez așa un pic. Nu știu dacă am dat zoom sau ce am făcut. Așa, cred că te dusem un pic, în fine. Vreau să mă și relaxez puțin pentru că, da, e weekend și pe săptămână, bine, când o să vină oamenii cu parchetul și așa mai departe, mi-am luat liber, dar, da, vreau să stau așa un pic, să le nevesc, practic. Și bradul o să se întâmple după, deci abia aștept să facem bradul. Și Alina, aseară, când e filmată, nu spune chestii din astea, dar chiar m-a întrebat cu o seară înainte, mi se pare, sau în fine zilele astea, că ce facem, când facem bradul. Bine, noi am mai tot discutat, dar nu mă așteptam să vină așa inițiativa de la ea. Și a dat ea o idee de cum, gen, în ce tematică, nu tematică, nu știu, în ce color scheme, gen, ce culori să facem bradul anul ăsta, pentru că noi tot avem globuri, gen, aurii, argintii, roșii și albastre. Și, da, nu știu dacă sunt și altele mai colorate sau whatever. Și în fiecare an discutăm, gen, înainte să facem bradul, să ne gândim cam ce tematică, nu știu, ca să zic așa, sunt globuri basic anyway, cum să-l facem. Și a dat ea o idee, nu știu cum, adică amândouă suntem ok, așa, nu le-am făcut, dar să încercăm sau să nu încercăm și suntem puțin așa, hai să vedem, dar e posibil să încercăm și dacă o să ne placă, lăsăm așa, dacă nu, o să punem două, trei să vedem cum se așează, cum vin culorile, cum se balansează, gen. Și da, o să vedem dacă ne place, dacă nu, o să vedem noi pe moment, dar mai e până atunci, momentan să se termine toată chestia cu podelele. Mă bag la serial, este, cum se numește, la Holy Family, am început să mă uit weekendul trecut. Dacă aveți recomandări, le aștept cu mare drag, știu că mereu vă cer, dar
Dar da, dacă aveți, le aștept. Și ne auzim un pic mai încolo, până una alta, că nu s-a încărcat camera full, o să o las să se încarce de tot. Am scos un pic așa bateria de la încărcat ca să mai povestim. Am lenivit destul, când am vrut adinea ori să întâmplă părul, mi s-a rupt chestia asta, așa că mergem să luăm alta, dar vreau să-mi pun ulei în păr pentru că o să mă spăl pe cap mai pe seară. Așa că da, și vreau să fac ceva să mâncăm, așa că vedem, mergem jos la bucătărie și vedem, e vreo 4:30 ceas. Mi-a lăsat camera în baie, mi-a luat alături baby, efectiv, sunt congelată, am ieșit afară cu Yuki, am ieșit la o plimbare și am zis să ies cu el înainte să-mi pun uleiul și la plimbare mă refer pentru că aș vrea să-mi iese capul și efectiv, am luat lanterna cu noi pentru că este, nu știu, oricum se întunecă, dar e ceață, deci efectiv nu se vede nimic. Așa că, cum a venit noi, a venit și un curier să aducă și a dat baby comandă niște cafea și acum am ajuns în baie să-mi pun ulei în păr. M-am intrat bine bine și știți deja ce fac. Am aici mixul meu de ulei și mă apuc să îmi aplic pe păr, așa să-mi dau eu inelele jos pentru că o să mi se îmbibe mâna în ulei, așa, și aplic ulei și vin așa, e foarte rapid procesul, acopăr tot scalpul, bine, acopăr tot scalpul în sensul că mă dau pe tot scalpul cu ulei, dar dau câte puțin, nu foarte mult, cât să ating aici la rădăcină și după când termin cu toată chestia asta, dau peste tot și după o să masez capul și o să împrind părul și o să-mi pun ceva ca să protejez, practic. Să dăm pe partea asta. Aici am mixul meu de ulei făcut. Așa. Opa. Am acoperit, deci din chestia aia am acoperit deja până aici și acum iar aplic așa și dau în jos ca acoperă și o să dau și în partea de spate și după masez totul și vă arăt după ce mai fac. Și gata, mi-am pus uleiul, iar de la jumătatea părului în jos spre vârfuri mi-am pus masca asta pe părul uscat de la Garnier Hair Food Banana and Shea. Deci da, v-am mai arătat pe TikTok o altă mască de la OC. Am terminat-o, dar momentan nu avem pe asta, dar și aia și asta ne place foarte mult. Așa că asta am făcut. O să-mi pun o chestie din asta în păr acum ca să protejez. Și bine, cu moțul ăsta nu stă ea cum trebuie să stea, dar nu contează, stați așa. Cred că e ok acum, da. Și mergem jos. A, da, vreau să vă arăt lumânărele și să vă arăt că am mai cumpărat ceva crăciunistică seară. Și vreau să vă arăt încă o chestie crăciunistică și vreau să mă apuc după aia de mâncare. Și am aici o chestie pe care trebuie să o duc jos, așa că... Hai, da, deci... Aseară, cât am fost să ne luăm takeaway, am intrat într-un magazin acolo la noi, aici la noi, de fapt, nu acolo la noi, și am găsit niște felicitări din astea pentru Crăciun. Urma să iau, doar că nu am apucat și tot zic că iau din oraș și iau din oraș și tot uit. Așa că am zis că le-am văzut și am zis că le iau să fie luate. Au fost 2,99 și sunt 12. Cam așa arată. Mi s-au părut super drăguțe și au și sclipici. Și cam așa sunt. Asta e asta și o să mai fie și din astea. Așa că da. Și alte chestii crăciunistică pe care vreau să vă arăt este, v-am spus, sunt nu în episodul 1 din Vlogmas, dar în vlogul dinainte că am fost să luăm îngeraș pentru Yuki.
Le-am luat de la Tiger, am dat o liră pe el, dar da, o să-l punem în brăduț, mai avem 3, așa că da. Și hai să vă arăt și lumânăricile pe care le-am luat. Am dat în total 53 de lire și 68 de pii. Pe una am dat 26,39 și pe una am dat 27,19. Ia să vedem. Ia că mi le-am pachetat așa. Ia să vedem. Una stă jos momentan. Deci, prima. Să vedem care e prima. Cam așa arată. Este de la Wooden Week, parcă, da. Wooden Week Trilogy și este aia cu cafea. De la 33,99 am găsit-o la 27,19 și miroase. Deci n-aveți idee cât de bine miroase. Și spune aici că Plus Week Innovation, this patented week design delivers soothing crackle, fast fragrance și better burn. Și zice că pentru best results, burn candle 3-4 ore și să trim the wick bățul ăsta după fiecare să-l tai după fiecare utilizare. Așa că, da, astea sunt instrucțiunile dacă vreți să puneți pe pauză să vedeți. Dar miroase super, super fain. Eu am luat să punem aici, la bucătărie sau în dressing, în alt undeva, și în baie, când mai fac baie. Spuneam că pun decât în birou sau un pic aici la bucătărie sau în baie când îmi fac baie relaxantă, cam astea sunt camerele unde eu ard gen lumânări, sau noi în casa noastră, pur și simplu asta facem noi în casa noastră, dar da, asta cred că o să meargă ori în birou, ori aici, dar poate eu cu mine și în baie când fac baie. Dar miroase dimensional, deci n-aveți idee cât de bine. Cât de bine poate să miroasă. Și asta am luat-o în varianta cu Black Cherry, tot la fel arată. Au și mai mici și au și așa un vas din ăla mai mare. Dar da, ăsta este Black Cherry. De la 32,99 este la 26,39. Și tot așa. Miroase divin. Mamă, vai de capul meu. Mirosiți voi, miroase divin. Așa că da, pe astea două. La asta îmi place că are, e așa un degrade. Dar da, chiar sunt super încântată că le-am luat. Și da, hai să ne apucăm de gătit. Nu știu exact ce o să fac, dar cred că o să facem niște cartofi la cuptor așa cu... nu știu cum se numesc, un fel de sos de ardei gras. Practic noi ce facem, gen călesc cartofii pe foc, gen cu puțin ulei și condimente, iar apoi în blender îmi fac, pun puțin apă, usturoi și ce mai pun eu, mirodenii și chestii. Și bineînțeles că pun apă și pun ardei gras, pun și un pic de roșii dacă am sau bulion. Și dă gustul ăla de paprika, nu știu, îl pun la blender și practic jumătate din compoziție o pun atunci când cartofii sunt încă pe foc, iar când sunt gata, nu când sunt gata, când îi iau de pe foc, pun totul într-o tavă, cartofii plus cealaltă jumătate de sos, cum ar veni, și mai bag la cuptor și când e aproape gata, pun cașcaval pe deasupra. Și mai avem niște ciuperci, oyster mushrooms, cred că o să fac cu ceva smântână, ca să mâncăm pe lângă, ceva în gen. Lângă astea trebuie să le duc la reciclat, dar da, cred că o să fie fără carne. Am mai mâncat carne în ultimul timp. Sincer, avem o problemă. Acum, cred că săptămâna trecută, nu, la începutul săptămânii astea sau săptămâna trecută, nu mai rețin exact, am avut niște carne la congelat. Carnea, țin să precizez că a fost cumpărată gen, e specifică gen de congelator, nu știu cum să explic. Ne-am luat carne și am congelat-o noi după, cu toate că noi mai facem asta și n-am avut niciodată probleme. Pur și simplu carnea așa am cumpărat-o, să o băgăm la congelator direct. Ei bine, stați așa să văd ce mai am de strâns pe aici. Ideea e că, ghiciți ce, am
lăsat carnea să se decongeleze, cum facem normal, și am lăsat-o, gen am scos-o seara din frigider ca a doua zi să gătim. Și ghiciți ce? Nu, n-aveți idee. Dacă mâncați în momentul ăsta sau vi se face greață de la anumite chestii, vă rog să treceți peste. O să povestesc, dar vă dau așa ca un disclaimer că o să fie dezgustător. Da, stați așa să-mi iau chestii ca să mă apuc să curăț cartofii în timp ce stai. Așa, practic ce s-a întâmplat e că am vrut să ne apucăm să gătim și noi spălăm carnea, adică, na. Dar ce să speli că puțea, deci efectiv când am desfăcut punga respectivă, puțea într-un hal, fără de hal, a bășin efectiv, a bășin, nu știu, ceva foarte oribil. Și Alina a tot pus carnea să tot o spele și a lăsat-o în apă și zic, mă, pute prea rău. Bine, Alina a pus carnea, noi am văzut că miroase, dar zice, hai să o spălăm. Zic, nu ai ce să speli, că putie, în sensul că putie la modul ăla, că e expirată, e ceva greșit. Ne-am uitat pe termenul de garanție și nu era expirată sau ceva. În fine, și... după aia, Alina nici nu a stat mult lângă carne, dar ea era pe conceptul că stai, las-o un pic în apă. Zic, ce să lași în apă? Că în momentul în care pute așa, nu mănânci, nu. Put e prea rău, adică nu. Și dacă ar fi mirosit puțin, nu. Ăla e semn de, bă, nu. Și după aia eu zic, pute prea rău, dar zic, hai să o mai dau eu în câteva ape, zic, poate simt eu nebună. Am, cred că splat-o de 5-6 ore, am mai lăsat-o. Tot mirosea, deci când luam carnea aia, stați o secundă. Am revenit. Așa. Și, practic, mirosea super rău în oricâte ape am dat-o, cum luam bucata aia de carne în mână. Și nu știu cum să explic, se... Era piept de pui, dar se sfâșia, era așa, nu mai fâșii, nu știu cum să explic. N-am văzut așa ceva în viața mea și am zis că nu, așa ceva nu și bineînțeles că am aruncat-o. Dar, chestia aia ne-a lăsat așa cu un... cu... practic... Știu că am mâncat carne în kebab aseară, dar eu nu m-am mai atins să gătesc eu, la asta mă refer. Am rămas așa cu o frică de a deschide pungi cu carne. Și v-am spus, nu era expirată sau ceva. A mai trebuit după, bineînțeles că a trebuit să mai gătim și așa. Și am mai desfăcut una și a fost ok. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar a fost super dezgustător. Mie și așa nu-mi place să ating carne crudă și de-astea mi se face scârbă. I'm sorry pentru cei care nu suportați discuții de genul, dar pur și simplu mi-e scârbă când trebuie să tai carne crudă și... Fac, de exemplu, când, nu știu, dau un exemplu, când trebuie să fac sarmale și trebuie să, mă rog, trec peste, că e, adică nu e ca și cum gătesc mereu, dar când trebuie să tai piept de pui sau carne de... Bă, nu, în niciun caz. Alina... se ocupă de multe ori când gătim împreună, ea taie carnea și eu după aia mă pun să o pregătesc. Adică nu mă deranjează să o pregătesc, dar nu-mi place să stau să tai carne crudă, mi se pare super dezgustător. Dar da, chestia aia ne-a lăsat așa cu un gust, pentru că, da, nu înțeleg ce s-a întâmplat, pentru că, v-am spus, am mai desfăcut după alta și a fost ok, deci nu știu exact ce s-a întâmplat. Dar a fost o experiență neplăcută pentru noi și suntem așa un pic, chiar dacă ați văzut că am mâncat de mâncat, dar nu prea am mai preparat, s-a întâmplat, mi se pare să mai gătim gen noi așa, în rest ne-am focusat pe legume, o să ne treacă, dar Așa că, momentan, v-am spus, fac cartofii ăștia la cuptor, așa cu paprika, practic, și cu usturoi, bineînțeles, pun mai multe mirodenii. Și o să fac niște ciupercuțe, ciupercuțele alea, oyster mushrooms cu smântână. Și cred că, na, și poate o să le servim cu niște murături, ceva, nu știu, ceva. Cam asta o să fie pe seara asta. După, mai o să vedem. Aș fi vrut, totuși, să scot și niște pui, nu știu, să fac o ciorbă sau ceva, pentru că, sincer, ar merge acum pe frigul ăsta și cred că o să fac asta. Dar trebuie să-mi adun, nu știu cum, știți cum, dacă v-ați uitat la High School Musical când era Sharpay, când trebuia să fac exercițiile alea înainte să cânte, așa sunt eu, adică trebuie să-mi fac un exercițiu din ăla ca să
fiu tare, să pot să fac ceea ce am de făcut. Dar e posibil să fac și o ciorbă dacă tot m-am apucat, pentru că vreau să avem ceva și pe mâine și ceva cald, zic. Dar, da, hai că vorbesc de o grămadă de minute în continuu. Îmi continuă aici găteala și ne auzi. M-am urcat pe scară pentru că nu ajung să iau ce-mi trebuie. Și mi-e foarte utilă scărița asta la bucătărie, practic. Așa. Și acum mi-am scos blenderul și o să punem aici. Stați așa. Să-mi iau un capac sau din ăsta, nu știu cum se numește, trebuie să luăm altele noi, că astea s-au făcut oribile și oricât le curăț, le pun și la dezinfectat și toate cele numai, pentru că au o grămadă de timp. Stai așa, mi-am pierdut, adică mi-am băgat cuțitul la spălat și așa. Și acum o să tai ardeiul în bucăți. Așa. Cartofii deja i-am pus și o să pun totul aici. O să pun și vreo 2-3 căței de usturoi. Așa. Cred că o să pun 4, de fapt, pentru că vreau să-i dea gust ca lumea. Așa. Mă apuc acum să-i curăț. Și o să-i tai mărunt, mărunt și o să-i pun acolo. O să pun niște apă și să văd dacă am, nu am roșii, dar să văd dacă am ceva chopped tomatoes. Dacă nu am chopped tomatoes sau plum tomatoes, chiar dacă sunt plum tomatoes și sunt mai mari, le toc eu, la conservă mă refer, o să pun un pic de bulion și, bineînțeles, apă. Și sare, piper, puteți să puneți gen ce condimente vreți voi, poate o să pun și foarte puțin cimbru și e demențial, nu ne place și așa gen comfort food, mai ales în perioada asta rece, că sunt așa calzi cartofii de la cuptor cu gust așa de paprika, e bestial, ador, 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 ador. Așa, mai am încă 2 căței de usturoi, să vedem ce facem aici. Andreea în bucătărie, ăsta e episod cu Andreea în bucătărie. Mi-era dor de vlogmas și știți de ce mai mi-e dor? Știu că sună ciudat. Dar știți cum era social media, like, back in the day? Gen cum, nu știu, vlogmasul back in the day și chestiile astea așa, nu știu. Nu neapărat back in the day, nu știu cum să explic. Gen, acum vreo, poate, nu știu, 4-5 ani, ceva de genul. Mi se pare că era așa altfel lumea online, nu într-un mod mai bun sau mod mai rău, pentru că așa cum îmi place foarte mult gen, sunt anumite, bine, sunt chestii care nu și chestii care gen sunt, oh wow, super, și așa era și atunci gen, dar mă refer că feeling-ul ăla cum erau așa beauty tutorials și tot felul de, tot felul de chestii gen, chestiile la începuturi practic, când a luat YouTube-ul amploare și mă rog, bine, nu 4-5 ani, poate și mai mult de 4-5 ani, dar mă refer că pentru mine, nu știu. Dar da, și acum îmi place, adică nu o zic într-un mod just putting it out there, dar mă refer că erau așa anumite chestii specifice anilor respectivi, la asta mă refer. Și câteodată mă ia așa starea de melancolie. Dar da, așa. Da, se pare că sunt peripeții cu Andreea în bucătărie. Stați numai un pic să mă spun cum își topilesc, pentru că, da, mă rog că e falsă. Gata, nu s-a întâmplat absolut nimic. Pur și simplu am dat eu cuțitul pe unghia falsă, cum ar veni aici la colț. Nu știu de ce m-am murdărit aici. Aici la colțul unghii și nu era nimic, doar că obsedarea din mine, OCD-ul meu, a vrut să opilească just in case să nu fie pe acolo vreun little, bine, n-are cum să fie vreun little crack sau ceva, dar înțelegeți voi, just to be on the safe side. Așa că da, până acum usturoi și vreau să caut să văd dacă am o conservă ceva, să pun o conservă de roșii, mă refer. O iau cu mine până la dulap. Hai să căutăm în dulap să vedem ce avem. Bau! Așa. Uite că am. Oh, da.
Sunt din astea care nu au daia să desfac un sir. Urăsc chestiile astea. Nu am... O să pun bulion. Nu mă stresez. I'm sorry. Da, peripeții cu Andreea din bucătărie, nu? Sunt conserve din alea care trebuie să folosesc, nu știu cum se numește, chestia aia, tăietorul de conserve, whatever. Și nu-mi place chestia asta pentru că nu mai funcționează cel pe care l-avem. Și jur că am investit atâția bani în tăietoare, desfăcătoare de conserve. Jur că până acum cumpăram, cred că, televizor nou sau laptop, la câți bani am investit de-a lungul anilor. Și nu, după 2-3 utilizări nu mai merge niciunul, ori nu știm noi să-l folosim, nu știu. Și Alina se descurcă cu chestiile aia, adică nu știu, eu îmi dă cu virgulă. De fiecare dată mai rău stric conserva și decât să stric conserva și să stau să mă tai și toate cele, folosim bulion, că avem opțiuni. Așa că fac aici compoziția, practic, am ardeiul, usturoi, o să pun apă, un pic de bulion și condimentele. Așa, acum e desfăcut ăsta, nici nu știu. Așa, pun aici niște bulion. Am pus, cred că suficient atât. Eu tot timpul când fac, să știți că fac mâncare după ochi, eu nu sunt așa bună la a, cum să spun eu, a menține ingredientele în sensul ăla, gen, nu ingredientele, pui atât din fiecare, nu știu ce, bine, dacă e ceva scris, da, dar așa când fac eu din astea sau dacă am mai făcut rețeta, rețeta pun mereu după ochi. Așa. Și acum, hai să blenduim aici. A, da, am pus, deci am pus apă, un ardei gras, 4 căței de usturoi, am pus bulion din ăsta așa, tomato puree, concentrat practic, am pus vegeta haters back off, zic doar, noi folosim vegeta, boia iute și boia dulce și puțin cimbru. Și acum, ok, cred că e ok asta pus aici, gata, și acum hai să blenduim. Și cam așa arată, am pus acum din sos. Am lăsat cartofii să, unii sunt mai rumeniți ca alții, dar i-am lăsat așa să se facă un pic, vedeți că unii sunt mai rumeniți și mai las pe foc cam vreo 5-7 minute, cam așa. Și după aia transfer aici, cam o tavă și am pus foaie de copt și o să pun restul de suc și o să bag aici. Nu știu, vă zise mai devreme că am primit o notificare. Am apucat să pun ciupercile la foc și pun niște usturoi pe deasupra și apoi o să le fac așa cu smântână mică. Și stați așa să ne olim. Abia aștept să mâncăm. Papa bun. Și o să mă apuc acum și de ciorbă. Baby momentan a ajuns acasă, dar muncește. Așa că, da, eu termin aici mâncărica. Abia aștept să... Gata și papa. Deci abia aștept să mâncăm. N-am pus foarte multă smântână și mi-a ieșit cam zemos, dar nu e problemă că e comestibil, am gustat deja. Și punem cârpe pe masă pentru că trebuie să ne luăm chestii din alea unde să punem farfuria, dar n-am ajuns să comandăm sau să mergem la magazin, gen specific să luăm chestia aia, că tot am mers la magazine, dar ce ne trebuie nu luăm, luăm numai ce nu ne trebuie. Și da, și-a lăsat foarte multă zeamă de la ciuperci, dar asta e, nu contează. O să fie bun, adică e bun pentru că am gustat deja. Că-ți place cum miroase? It smells really nice. Și ce ai zis mai devreme? You don't want to know. Că vrei să o aprindem, nu? Yeah. Se oprește când vine camera, când e camera pornită, se oprește motorașul ăsta. Hai da. Aș vrea să vă pot da să mirosiți. Nu, că e a mea. V-am spus că asta cu cafea o să-i placă. Pe cealaltă ai mirosit-o? Nu. Nu te-ai interesat. Pe el ce faci? Bine, tu ce mai faci? Miroase fain. Very fine. Îți place și asta? Da, miroase adorabil asta. Deci, reșeam în două cina romantic. O cârpă cu lumânie.
Marea. Da, asta e realitatea. Hai să facem advent calendarul. Yuki, you just had yours, baby. S-a pus înapoi pe poziție. Mamă, deci ador cum arde lumânarea asta. Arde foarte, foarte, ha! Foarte frumos. Finally. Stai să-mi găsesc și eu. A, uite, numărul 2 aici. Ce? This is mine. Uite. Uite, ce drăguț. Stai că nu pot să scot. Așa ce arată. Asta este. Nu pot cu o mână. Așa. Uite. Asta este. Ce drăguț. Drăguț, drăguț. Am uitat să vă arăt că orhideea încă persistă. Sunt tare surprinsă și mândră. Și I can't get over lumânarea asta cât de frumos. Nu știu, se aude așa de cozy. Deci îmi vine să dorm. Cozy, cozy. Bobo are și el treat. Gen treat. Mâncare, i-am făcut spanac. Bine, el oricum primește astea, dar v-am zis, sunt așa gutted că nu găsesc chestii din astea pentru peruș. E o idee de business asta. Dar, bine, o să, în fiecare zi o să primească și el, oricum el primește legume și chestii permise pentru peruș. Se vede. Uite, tădălneii mei frumoși. Acum mergem sus pe hol și în dormitor pentru că începem să scoatem totul din dulapurile alea de acolo. Trebuie să ne apucăm, gen, pentru că v-am spus că pe săptămână o să vină să ne pună, să ne schimbe poderele. Așa că mergem să scoatem de acolo ce toate chestiile ca să o să le punem în camera de guest, basically, pentru că na, o să le punem pe toate acolo și apoi le rearanjăm. Dar da, asta o să facem acum și după aia mă duc să-mi fac paie de acolo, misiune îndeplinită. Și ăsta de el, în caz că ia sigur eu ce se află aici. E pur și simplu, sunt puse lemne și chestii și pară. Dar aici depozităm și avem și niște sertare și chestii. Și da. Da. Da, sunt genie cam cât mine, dar mă face ce uite. Abia ieșit. Cam așa, da. Am ieșit din dulap. Lumânarea în baie, o să-mi fac pe jumate. M-am uscat la păr. Trebuie să mă usuc pentru că e frig afară și nu n-am cum. Ne băgăm acum la somn. Și da, am căutat camera, deci am stat, cred că ultimele, sună ciudat când spun ultimele, dar mă refer că am stat de 5 minute încoace de când caut camera, pentru că am vrut, tot vrut să o iau să vloguesc și n-am apucat, nu că n-am apucat, nu pot să vorbesc, sunt obosită, nu am găsit-o și de asta n-am apucat, dar da, am căutat-o peste tot, hai, am căutat-o peste tot și era în pat. Așa că da. Aici încheie a doua zi de Vlogmas. Vă pup, vă iubesc și ne revedem mâine!